Vă salut în numele Domnului. O parte dintre voi ați fost la întâlnirile de ieri. Am avut 3 sesiuni pe tema familiei. Am propus și am acoperit până acum 3 domenii în care să-ți verifici prioritățile. Domeniul fizic, domeniul comunicării, domeniul emoțiilor sau sentimentelor. Astăzi a rămas al 4-lea domeniu, domeniul spiritual, care sigur este cel mai important. Toate și-au rostul lor, fiecare domeniu important. Evrei 12:14, aș vrea să-l afișez, colegul meu, deci Beni, ești la datorie. Ți-ai schimbat tricou, așa-i? Nu, no, ok, e același tricou. Uitați, vom recita toată biserica acest verset, cu voce tare, cu convingere, respectând punctuația, rar. Să începem. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Amin. Urmăriți pacea cu toți, toți oamenii. Urmăriți sfințirea. Fără aceste două condiții, îi se spune că nu îl vom vedea pe Domnul nostru. Întâlnirea de ieri a fost intensă, dar am văzut că ați participat, toți care ați fost prezenți. Multe informații, și astăzi vor fi, multe îndemnuri. Important este să trăiți, nu? Să aplicați acum ceea ce ați auzit. Fiecare duminică este un dar de la Dumnezeu, în care voi sunteți expuși cuvântul lui Dumnezeu, cântărilor, rugăciunilor. De aceea e important să fii în biserică. Nici nu-ți dai seama că biserica, cu tot ce face ea, funcționează ca un gard de protecție spirituală pentru tine. Chiar dacă tu nu faci nimic deosebit, poate doar îngâni o rugăciune, poate nici nu poți, pentru că ești într-o depresie sau o încercare, poate că nu-ți vine să cânți. Nu-i nimic. Va veni și vremea aceasta, dar faptul că ești aici cu noi, ești protejat. De ce ai nevoie de biserică? Dar cum zic, totdeauna să vă propuneți măcar o idee, un gând, să îl luați cu voi și să-l trăiți. Nu se poate să stai 2 ore la închinare cu toți ceilalți și să nu te duci cu un gând practic acasă. Am citit o ilustrație drăguță despre un predicator faimos din America în secolul XIX, care a ținut și el o conferință pentru familiile unei biserici mai mari, seară de seară, timp de o săptămână, și așa cum se obișnuiește, și am făcut și noi ieri, la final a fost un timp de întrebări și răspunsuri. Și oamenilor li s-a cerut să spună cum au fost binecuvântați de studiile acelea despre familie. Și au fost câțiva care și-au exprimat părerea și la un moment dat se ridică o soră și foarte formal, așa, impresionant, a spus: sunt așa de mulțumitoare pentru aceste studii și cât de mult au contat ele pentru mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă iubește, îi mulțumesc pentru relația mea cu El în Iisus Hristos. Și se așează jos. Predicatorul îi spune: soră,
un moment, nu te așeza încă. Spune-mi, te rog, această nouă relație a ta cu Iisus Hristos, cum ți-a afectat viața de familie? Te-a făcut o mamă mai bună? Te-a făcut o soție mai bună? Ești mai atentă cu soțul tău datorită relației pe care o ai cu Iisus Hristos? Da? Ești o mai bună soție și casnică? Și în timp ce vorbea predicatorul, a simțit că cineva îl trage de haină în spate. Era predicatorul local al bisericii care i-a șoptit: insistă pe aceste idei, frate, ea este nevastă mea. Că una este să afirm, mi-a plăcut, a fost fain, dar te-a făcut o soție mai bună și studiul de ieri, te-a făcut un soț mai bun, un părinte mai bun. Așa să vă ajute Dumnezeu și să ne ajute și pe noi. Familia n-a fost ideea noastră, a oamenilor, a fost ideea lui Dumnezeu de la început. Așa ne spune Scriptura și așa credem noi. Și Dumnezeu ne-a oferit suficient în Sfânta Scriptură, în Biblie, pentru a înțelege cum trebuie să se întemeieze o familie și cum să trăiască o familie. Și credem că acest model biblic, da, numit și modelul iudeo-creștin, a demonstrat în istorie că funcționează foarte bine. Dar știți că acest model este acum sub asediu. Se dorește eliminarea lui, înlocuirea lui cu alte modele de familie. Familie extinsă, familie virtuală, familie fictivă, familie negociată. Nu vreau să vă țin acum o prelegere despre ce propun aceste modele, dar numărul tinerilor care simpatizează cu ideea de a încerca alte modele de familii decât modelul iudeo-creștin este în creștere. Așa spun statisticile. Nu știu cum și unde vom ajunge. Noi, ca Biserică a lui Hristos, trebuie să insistăm pe faptul că acest model nu e invenție omenească, ci este primit prin revelație, revelația Sfintei Scripturi. Și credem că acesta este modelul cel mai bun. Pentru ca doi oameni, bărbat-femeie, să constituie, să închege o familie. Așa a fost de la început, că noi tot vrem să fim ca primii creștini. Nu știm foarte multe despre familiile din prima biserică, nu? Secolul I. Dar am găsit un document care este citat destul de des acum, din secolul II, o scrisoare, într-o scrisoare sau epistolă către Diognet, așa îi spune. Ea a fost tradusă în limba română și vreau să vă citesc un pasaj din ea despre cum erau priviți creștinii atunci. Acest Diognet nu era creștin. Cum ne priveau necreștinii în secolul II? Deci la 100 de ani, poate, sau mai puțin, de la nașterea bisericii. Și iată acest citat. Ce spuneau, da, necreștinii despre creștini? Creștinii nu trăiesc deosebiți de ceilalți oameni, nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. Nu locuiesc în orașe ale lor, nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină. Învățătura lor nu e descoperită de gândirea și cugetarea unor oameni care cercetează cu nesocotință. Nici nu o arată ca unii, ca pe o învățătură omenească. Locuiesc în orașe grecești și barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia.
urmează obiceiurile băștinașilor și în îmbrăcăminte, și în hrană, și în celălalt fel de viață, dar arată o viețuire minunată și recunoscută de toți ca nemai văzută. Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străinii. Iau parte la toate ca cetățeni, dar nu pe toate le rabdă ca străini. Orice țară străină le e patrie și orice patrie le e țară străină. Se căsătoresc, ca toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuți. Întind masă comună, dar nu și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar prin felul lor de viață biruiesc legile. Era să zic amin. E foarte frumos citată. Scris de un străin. Ați observat? De la început, familia creștină, unită, cu reguli, cu rânduieli, trăiau în sfințenie. Că dacă nu trăiești în pace cu toți oamenii și nu cauți sfințirea, nu îl vei vedea pe Dumnezeu. Viața creștinilor, adică, este o prefață a nemuririi cerești. Creștinii, spune aici, nu sunt o rasă nouă după trup, ci după Duh. Ținuta lor morală și spirituală e deosebită. Ei sunt pentru lume ceea ce sufletul este pentru trup. Și noi moștenim această perspectivă, acest model. Și suntem mândri de asta și trebuie să luptăm pentru el. De aceea ne bucurăm ori de câte ori auzim de o nuntă. Auzim că se întemeiază o nouă familie conform descoperirii, conform Scripturii. Și sper ca biserica să nu cedeze nimic din aceste valori spirituale. Dar vom fi sub presiune foarte mare. Vin, se pregătesc legi care să ne forțeze să acceptăm pe toți toate modelele noi și de viață și de familie. Știți, pentru aceasta eu vă sugerez să vă rugați pentru liderii noștri, pentru conducătorii bisericilor, indiferent de confesiune sau denominație. Rugați-vă pentru toți, pentru că ei vor fi în frunte și vor decide, vor participa la tot felul de întâlniri. Lupta va fi și la nivelul limbajului și nu numai a principiilor. De aceea avem nevoie de oameni statornici, lideri puternici, ancorați în Scriptură. Să-i aveți pe lista de rugăciune și pe cei care noi nu prea apreciem că sunt în politică implicați sau în alte activități sociale reprezentați, care ne reprezintă în structurile sociale. Dar ei acolo sunt sub multe presiuni și nevoie să fie înțelepți. Și de aceea pledez pentru ca să vă rugați pentru cei care apără valorile familiei creștine și valorile Bisericii lui Hristos. În America, cred, am găsit și biserici care o dată pe an au o duminică specială pusă deoparte pentru rugăciune, de a se ruga pentru acești lideri. Poate că n-ar fi rău în anul bisericesc pe care îl aveți să inserați o duminică, măcar o duminică în care să îi pomeniți pe nume, pe toți aceștia și să vă rugați pentru ei. Au nevoie. Bun. Acum, a fi spiritual, a fi duhovnicesc, înseamnă să trăiești după îndemnurile Duhului Sfânt. Asta e, așa definim noi, ce înseamnă să fii duhovnicesc. Și familia
se așteaptă să fie duhovnicească. Țineți minte, ieri am vorbit despre patru tipuri de familii. Familia conflictuală, familia indiferentă, familia perfecționistă și familia relațională. Și cea pe care noi o încurajăm este, sau modelul, tipologia este familia relațională, unde relațiile sunt transparente, unde respecti pe celălalt. Numai într-o astfel de familie lucrează Duhul lui Dumnezeu cu putere, în care și El, Duhul lui Dumnezeu, e gata să schimbe lucruri. Multe în familie nu se pot schimba cu voința noastră. Citeam undeva un expert de-al nostru creștin în familie și spunea că cam la 6 luni de zile în fiecare familie apare câte o criză. Da? O criză de comunicare sau o criză, știu, de relații, criză financiară, nu știu. Nu știu dacă acest lucru este adevărat la noi. Da? Unii poate că ați spune, e prea mult. La noi, la 3 luni apare criza. Sau unele familii vezi, zice, la noi săptămânal avem câte o criză. Bun, și ce faci atunci? Bun, ultimul domeniu acesta spiritual este să te vezi ca o familie spirituală, o familie duhovnicească și să cauți lucruri spirituale care să-ți rezolve problemele spirituale. Nu poți cu lucruri materiale să rezolvi ce este spiritual. De aceea, eu am să vă propun câteva lucruri foarte practice, 4 mai degrabă, și voi încerca să fiu punctual la fiecare. Ce aveți de făcut în domeniul spiritual ca priorități? Întâi, să practicați disciplinele spirituale în familie. Să practicați disciplinele spirituale. Ce înseamnă aceasta? Disciplinele spirituale, am să vă dau câteva exemple imediat, sunt acele mijloace puse la îndemână de Duhul lui Dumnezeu, prin care El vrea să vă sfințească în familie, să vă împuternicească în vederea sfințirii, mai precis. Încă o dată insist că eforturile noastre singure sunt ineficiente în a ne purifica, trăi mai curat. Noi nu ne putem elibera și purifica inima doar prin exercitarea voinței proprii, că voința noastră este imperfectă, este afectată de rău, de păcat. Sigur, ea e activă încă, e vie, da? Pentru că noi avem capacitatea aceasta, de exemplu, de a alege lucruri, de a determina lucruri. Dar dacă nu te disciplinezi în partea ta sufletească și în cea fizică, nu ajungi să performezi, să realizezi nimic. Uitați-vă la sportivi. Da? Un sportiv se antrenează, se disciplinează. El știe că fără disciplină n-are cum să ajungă sus, să aibă performanțe. Uitați-vă la muzicieni. Fără exerciții, fără vocalize la cântăreți, fără, băiatul meu a făcut pian, unul din copii, a făcut mai mulți pian, dar cel care a ajuns mai departe, când venea câte o competiție, așa, era în general atunci, în școala generală. Păi avea 8 ore pe zi, între 6-8 ore îmi spunea că trebuie să repete piesele, era muzică clasică grea,
Și altfel nu se putea prezenta la concurs. Tot așa încerc să divaghez puțin. Da? Nu poți să ai performanță spirituală, în sensul bun al cuvântului, ca predicator, dacă nu te pregătești. Deja și așteptările sunt altele în această generație. De aceea, disciplinele spirituale sunt un mod de a, folosind expresia lui Pavel, de a semăna în Duhul. Și vreau să vă citesc din 1 Timotei 4, versetul 78. Aici Pavel spune așa, caută să fie evlavios. Ce înseamnă evlavie? Înseamnă pioșenie. Dar e mai mult de atât. Deci spune, caută să fie evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos. Adică disciplina trupului e de puțin folos. Este de folos, dar nu zice că nu e de puțin folos. Da? Pe când evlavia, adică corespondentul din lumea spirituală, adică deprinderea sufletească, asta e evlavia, deprinderea, aici cuvântul înseamnă disciplină. Pe când disciplina spirituală este folositoare în orice privință, fiindcât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Deci, a căuta să fie evlavios în familie, a căuta să te disciplinezi spiritual, este ca și cum ai face exerciții spirituale. De fapt, cuvântul folosit de Pavel aici, pentru deprindere, este cuvântul gimnasia în greacă. De unde avem? Gimnastică. Da. Știți ce este gimnastica? Deci, a te disciplina spiritual, a fi evlavios, înseamnă să faci gimnastică spirituală. Așa cum trupul are nevoie de mișcare, da? Așa sufletul are nevoie de mișcare. Așa cum sufletul face exerciții, da? Gimnastică, să se întrețină, așa sufletul trebuie să facă și el gimnastică. Prindeți, vă rog, această idee. Deci tu ai o parte pământească, trupească, de care te îngrijești. Foarte bine. Dar să nu uiți că ai o parte spirituală de care trebuie să te îngrijești la fel. Să faci exerciții spirituale ca să-ți menții sănătos sufletul. Asta e ideea. Este ceea ce Pavel în 1 Corinteni 9 spune de la versetul 24. Și el se vedea ca un atlet. Zice, cei care aleargă, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Care e condiția? Versetul 25. Dacă te lupți la jocurile de obște, și aici aluzia se pare că este la luptele greco-romane, și înainte aluzia era la atletism. Deci ai niște sporturi din care Pavel se inspiră aici și mai e unul, boxul, imediat o să-l vedeți. Se pare că Pavel era familiarizat cu competițiile sportive de la Olimpiadă, pentru că Olimpiada pe care noi avem la 4 ani de zile exista și în vremea lui Pavel. Grecii au inventat ideea Olimpiadei, a competiției sportive cu mult timp înaintea lui. Și el face aceste analogii. Zice, dacă te lupți, dacă alergi, da? Trebuie să te supui la înfrânări. Păi asta e înfrânarea. Da? Sunt niște reguli pentru sportivii de performanță, antrenament, înfrânare, concentrare, perseverență. Fără acestea nu ai performanță. Exact așa este și cu sufletul, spune Pavel. De ce? Dacă vrei să ajungi la cununa, versetul 26... aici e boxul, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și ultimul, versetul 27, mă port aspru cu trupul meu, disciplinat, da? Îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu
lepădat. Până și apostolul spunea, fără antrenament, fără înfrânare, fără evlavie, fără disciplină, nici eu nu sunt sigur dacă voi ajunge sau nu la final. La fel, principiul se aplică și în familie. Că ați început frumos în familie, dar trebuie să continui, da? Să te disciplinezi. Altfel, trupul, dacă nu face gimnastică, dacă nu îl pui la lucru, se atrofiază, se lenevește și foarte multe păcate și boli apar din cauza lipsei de disciplină a trupului. Se știe asta. Ei, la fel este și spiritual. Credeți că în zona asta duhovnicească nu sunt boli spirituale? Ba da. Și de ce? De exemplu, nu mai poți birui o anumită ispită. Sau ai căzut în nu știu ce patimă. Sau îți vin mereu aceleași lucruri rele în cap. De ce? Pentru că nu ești disciplinat. Tu ai voință, dar voința nedisciplinată nu te ajută în mare lucru. La fel, zic, este și în familie. Bun, noi însă creștem spiritual, nu prin efortul propriu. Să nu credeți că acum dacă ne apucăm noi și facem lucrurile, vom reuși. Este necesară partea noastră. Dar important este să faci toate aceste lucruri în conformitate cu ceea ce Dumnezeu ți-a pus la dispoziție, cu aceste moduri sau mijloace de disciplină spirituală. Vă dau câteva exemple la ce mă gândesc și ce se găsește în mediul nostru evanghelic. Nu veți găsi aceste idei foarte prezente în alt mediu creștin? Dacă te-ai născut, să zicem, ortodox, ți se spune, ești creștin. Te-ai născut catolic, în alte părți, ești creștin. Și chiar la protestant, te-ai născut, știu eu, luteran sau, știu, anglican, ești automat creștin. Numai un pic. E una să vrei să moștenești ceva și alta să menții, să dovedești. Ei, în mediul evanghelic, noi nu ne-am dus pe varianta asta, te-ai născut, știu eu, creștin, gata, ești asigurat. Nu, te-ai născut păcătos. Și ai nevoie de Hristos și de Harul Lui și de sângele Lui care să-ți ierte păcatele. Până nu accepți aceasta, nu poți spune că ești creștin. De aceea noi am împins, vedeți, botezul la cei mai adulți, care pricep despre ce este vorba și știu, se identifică cu credința creștină. Avem și noi binecuvântarea copiilor, copiii sunt ai noștri, sunt ai bisericii, da, ne-am asigurat, dar ideea aceasta de legământ o ținem pentru cei care știu ce fac și intră în legământ. Da. Andrei, ești... Pe tine cum te cheamă? Andreea! Andrei și Andreea. Aș zice că a fost providențial, dar... Vă dați seama că voi puteați trăi într-o altă lume, într-o altă cultură și părinții voștri să fi decis căsătoria voastră când voi erați de câțiva anișori sau câteva luni de zile. Dar aveți privilegiul și harul, voi și toți ceilalți care v-ați căsătorit, să decideți, să alegeți, să intrați în legământ de căsnicie. Nu-i normal asta? Nu-i frumos asta? Pe la fel este și cu botezul, așa credem noi. Nu disprețuim pe cei care au ales altă formă, dar totuși, până și mintea ta îți spune că logica ta îți spune când intri ucenic al lui Hristos, intri în urma unei decizii. Păi, la câteva săptămâni tu nu poți lua decizii. Pentru că voința ta se dezvoltă în timp, ai nevoie de câțiva ani. Și de aceea noi respectăm demnitatea alegerii. Chiar dacă e alegere contrară cu ceea ce vrea Dumnezeu. Bun. Am intrat toți că
și în căsnicie prin legământ și în viața de credință prin legământ. De aceea se așteaptă să fim serioși în tot ceea ce facem. Câteva discipline spirituale pe care noi, zic, evanghelicii le avem. Se găsesc și în alte grupări creștine sau biserici, dar în mare, cam asta e rezumatul. În primul rând, a te disciplina în familie înseamnă să studiezi Sfânta Scriptură. Înseamnă să citești Biblia, să memorezi Biblia, să o cercetezi, să o studiezi în adâncime și să o trăiești. Deci ai patru pași. Să o citești, să o memorezi, da? Să o studiezi, să o aprofundezi și chiar apoi să o trăiești. Deci asta este partea disciplinei unei familii creștine. Evanghelice, să zic așa. Nu veți găsi asta peste tot. Dar uitați-vă ce facem noi în familiile noastre. De mici copiii sunt învățați cu Sfânta Scriptură. Eu țin minte mama care se ocupa de mine, de-abia puteam vorbi și ea m-a pus să memorez versete din Scriptură și poezii, dar și am în memorie, țin minte foarte bine în biserica de țară simplă în care am crescut, cum ieșeam în față să spun un versetul de aur, se spunea atunci, versetul de aur, foarte frumos, da? Și așa am crescut, ani de zile a fost asta. Și mi-a fost dragă Biblia din totdeauna. Stăteam fascinat să văd cum se citea Biblia în familie. Era obicei în familiile evanghelice, acum nu știu dacă mai este, ca seara să toată familia să se strângă și să citească din Biblie. Nu durează mult, 15 minute, 20 minute, o jumătate de oră. Dar asta era obiceiul. Eu nu știam citi, eram micuț, dar îmi amintesc cum la mai ales toamna când se, așa ziceam noi, se sfârma porumbul, toată familia era împreună și cu neamurile. Nu aveam Biblie. Nu aveam Biblie, era o Biblie la toată biserica și Biblia aceea circula din familie în familie, stătea câte o săptămână la familia cu tare, o săptămână la altă familie și nu știau tot să citească, să citească efectiv. Și era cineva care se angaja să ne citească cu voce tare la toți și noi eram mărunți, toți copiii ascultam delectați, fascinați din Biblie. Cred că atunci m-am îndrăgostit de Sfânta Scriptură. Mai târziu am început și eu să o memorez serios, știți? E un mare har să ai puterea de a memora. Apropo, sunteți aici mulți tineri inteligenți cu capacitate de memorare foarte bună. Voi memorați Biblia? Versete din Scriptură, capitole importante. Uite, Andrei și Andreea, voi a trebuit la nuntă să recitați 1 Corinteni 13. Ce ziceți? E o idee bună? Nu, să arătați, dați un semnal. Nu? Dați un semnal. Familia noastră va avea această disciplină în casă. Să citim, să memorăm Sfânta Scriptură. Când ești mai tânăr și mai mic, incredibil ce ușor se impregnează, se imprimă textul în minte. N-ai cum să uiți multe versete, le știu din copilăria mea. Deci este minunat exercițiul acesta. În familia voastră se citește și se memorează Biblia? Atunci ești o familie duhovnicească. Și atunci va fi pace și sfințire în casa voastră. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție această metodă, acest instrument. Al doilea exemplu pe care îl dau, în orice familie creștină ar trebui să se practice rugăciunea și postul.
Rugăciunea și postul sunt discipline sufletești. Te rogi pentru sufletul tău și postești și pentru trup, dar mai precis pentru suflet. Te-ai gândit că rugăciunea este un privilegiu. Nu e obligație, adică Dumnezeu așteaptă să ne rugăm, dar poate că de aceea nu îți place să te rogi, pentru că nu înțelegi ce e rugăciunea, că rugăciunea nu e un ritual obligatoriu ca să demonstrezi ce. Rugăciunea trebuie să înțelegi că este o invitație din partea lui Dumnezeu să participi în planul său. E un privilegiu tu să poți comunica cu Dumnezeu, El să te asculte, să încercați să faceți lucruri împreună. Vedeți, se schimbă perspectiva când vezi rugăciunea nu ca o datorie, ci ca dragoste. Pentru că îl iubești pe Domnul, te rogi și ești un privilegiat. În familie, așa am fost învățat și eu, familia evanghelică, să mă rog pe nume pentru oameni. Că una din rugăciuni, știți că rugăciunea are mai multe direcții. Este rugăciunea de laudă, da, de slavă Dumnezeu, cea mai importantă. Cu asta trebuie să încep. Apoi urmează rugăciunea de mulțumire, rugăciunea că mulțumești pentru tot ce îți dă Dumnezeu. Da? Apoi este rugăciunea de mijlocire. Adică încă n-ai ajuns la tine. Ați observat că n-ai ajuns la tine. Întâi e Dumnezeu, după aceea este mulțumirea pentru ce ți-a dat Dumnezeu, mulțumești pentru sănătate și pentru pâine și apă și pentru biserică, da? Apoi e rugăciunea de mijlocire, care înseamnă că tu te gândești la cineva care poate nemântuit, care trece printr-un necaz și tu te rogi lui Dumnezeu să fie ajutat. Abia pe locul 4 vine rugăciunea de cerere. Doamne, dă-mi și mie. Da? După ce le-ai rezolvat pe primele 3, ajungi la tine. Ori noi ce facem de obicei? Direct la rugăciunea de cerere. Doamne, am nevoie de. Dă-mi asta cu tare. Ce nu-i corect, nu? Când te apropii de Dumnezeu, te apropii cu sfială, nu? Cu atenție, te duci la cineva în audiență important și direct din la ușă îi spui, am venit să-mi dai cu tare. Te duci întâi și participi la atmosferă și îl înconjuri. Sandwich-ul ăla, cu laudă, cu mulțumire și apoi vine cererea. De aceea, în familie trebuie să vă rugați la rugăciunea de mulțumire. La rugăciunea de mijlocire, scuzați. Să mijlociți pentru copiii voștri, dragi părinți. Când vă rugați, rugați-vă pe nume pentru copiii voștri, nu la general. Ei, le rostești numele. Și nu numai atât. Spuneți-le copiilor voștri că vă rugați pe nume pentru ei. Că unii, poate nu știu, unii poate s-au îndepărtat de biserică, de familie, chiar dacă sunt departe, că cineva a pus o întrebare ieri, cum ne raportăm la aceștia care nu mai au plecat din casă și nu înceta să te rogi, să mijlocești pentru ei și spune-le lucrul acesta. De nu știu câte ori am experimentat acest feedback, această întoarcere înapoi a rugăciunilor în care copiii mi-au mulțumit sau au simțit rugăciunea noastră a părinților. Dar acest insist pe nume, pomeniți numele când mijlociți pentru cineva. Cred că Dumnezeu așteaptă. Atunci te identifici cu persoana, are o mai mare greutate. Bun, și acum rugăciunea și cuvântul prima. Obișnuiți-vă în familie să le combinați. Că unii nu știți să vă rugați, n-ați fost învățați, nu? Uite, o sugestie. Ia? O sugestie.
iei Biblia sau o deschizi pe smartphone, nu e nicio problemă. Și acolo funcționează. E tot cuvântul lui Dumnezeu și acolo încă ai mai multe variante. Așa. Și să zicem, deschizi la un text biblic. Citești din textul biblic și din când în când te oprești să te rogi. Deci faci o combinație de cuvânt și rugăciune. Cuvânt și rugăciune. Da, iau eu, am deschis aici, psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate, să laude numele Domnului, că așa, bun. Și mă opresc brusc la un moment dat, când se termină ideea principală. Și mă rog, Doamne, și eu vreau să Te laud, așa cum îngerii Te pot lăuda, așa cum creația vorbește despre Tine, vreau și eu să-Ți mulțumesc. Da, să mă închin înaintea, să Te laud pentru ce ești și ce mi-ai dat. Și... După aceea te oprești, mergi mai departe. Așa, lăudați pe Domnul de jos, de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină. Și când citești cuvântul, imaginația ta funcționează. Și se creează ideea, se conturează ideea pe care o vei menționa în rugăciune. Și iarăși te oprești la un moment dat. Și iarăși îi mulțumești lui Dumnezeu și lauzi pentru natură și tot ce este așa. Să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai presus de pământ și de ceruri și așa mai departe. Deci la fiecare paragraf sau chiar verset, te oprești și te rogi. Această combinație, ce face? Îți ordonează ideile în rugăciune. Îți dă idei. Că unii, vă mai aud și eu, când vă rugați, repetați aceleași lucruri. Nu știți ce să mai spuneți. Păi tocmai asta e. Cuvântul lui Dumnezeu vine în ajutorul tău pentru rugăciune. Ideile pentru rugăciune vin din cuvânt. Ce să zic dacă citești ceva din Noul Testament, unde e încărcătura mai mare, aproape la fiecare jumătate de versete poți opri și să-i mulțumești lui Dumnezeu. Și atunci nu te mai rogi fără sens sau repetitiv, ci te rogi cu obiectiv. Vedeți? În felul acesta rugăciunea devine o plăcere, abia o aștepți, e o combinație de cuvânt și Duh. Și asta puteți să o faceți exact în familie. Ia exersați acest lucru de seară, când veți sta cu copiii voștri. Citiți un pasaj și rugați-vă și vedeți cum se vor ruga copiii, din ce au înțeles, din cuvântul respectiv. Bun. A treia disciplină, deci disciplina studierii cuvântului, numărul 1, disciplina rugăciunii și postului, n-am vorbit despre post, dar bănuiesc că știți mai multe. Așa, a treia disciplină este disciplina închinării. Aici mă refer în special la închinarea comunitară, nu numai, că și pe mașină te poți închina Domnului, dar închinarea comunitară e așa de importantă pentru familie. Adică, familia voastră să fie prezentă la închinare. Regulă. Indiferent dacă plouă afară sau e foarte cald. Cum se zice parcă în proverbe, nu-i așa? Afară este un leu. Da. Pentru leneș, da. Afară e un leu, nu se mișcă. Bine, e o imaginație. Dar ideea este că tot timpul noi, firea noastră va inventa scuze să venim la închinare. Că nu te simți bine, că nu-ți place pe nu știu, de nu știu care și când îl vezi de tulburi. Așa mi-a spus mie un frate, nu știu ce să fac, zice că am o problemă cu un frate din biserică și când îi văd ceafa în biserică, mă tulbur. Păi am zis, pune-te înaintea lui, nu în spatele lui. Soluția e foarte simplă. Da, nu știu de ce. Poți inventa motive.
să nu vii, că acolo sunt ipocriți. Și tu ești. Dar unul în plus nu strică. Deci, nu e adevărat. Astea sunt invenții ale noastre. Familia trebuie să vină împreună la închinare. Aici, forța unei biserici e dată de prezența familiilor. Da. Asta ce înseamnă, printre altele? Că familia respectă ziua Domnului. Ziua Domnului pentru noi este ziua în care a înviat Iisus Hristos din morți. Noi asta facem întâi. Deci n-am venit aici întâi pentru noi, duminica asta. Și am venit pentru a celebra învierea Domnului Hristos din morți. De-am venit aici. Noi suntem în plan secundar. Aici, la închinare, vă puteți exersa darurile spirituale. Orice, dacă ești membru într-o astfel de biserică, ar trebui să știi ce dar ai și ce slujire ai în biserică. Nu aștepta să fii invitat. Tu trebuie să te duci, să soliciți, să zici, asta e darul, aș vrea să lucrezi undeva. Frații care sunt conduși la biserică și îți vor da departamentele și să alegi unde să slujești. Împreună tu și familia ta. Asta înseamnă o familie evlavioasă duhovnicească. Încă o disciplină spirituală în familia voastră ar trebui să fie dărnicia. O familie matură spiritual își chivernisește bine banii și ce câștigă știe că trebuie să meargă și spre lucrarea Domnului, spre a ajuta slujitorii Domnului, slujirile care sunt. O familie matură este o familie darnică. Și tot aici, copiii voștri să nu fie lăsați deoparte. Chiar dacă familia voastră ajută pe cineva, dăruiește, implicați-vă și copiii, anunțați-i să știe, adică toată familia, incluzând copiii, ajută. Nu tu, ca tată sau mamă, că aveți bani și câștigați, nu. Implicați-vă toată familia și cuprindeți-i și pe copii. Ei vor învăța de la voi, de mici, că trebuie să dăruiască. Că altfel nu funcționează principiul, vă amintiți? Este mai ferice să dai decât să primești. Mai am încă o disciplină, sunt mai multe, dar încă una vreau să o punctez și închei partea asta. Și anume disciplina moderației. Moderația e parte a vieții unui creștin. Este tot în contextul evlaviei, dacă toți suntem aici, bine, ajută-mă cu 1 Timotei 6:6. Iată ce spune Apostolul Pavel. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Aici trebuia să spuneți amin. Da, da, da. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Asta, versetul 8, este, spune principiul moderației. Deci, cum gestionați partea asta materială, financiară, în familie? Ce știu copiii? Ce văd la părinți? Da? Văd ei moderație? Adică să nu cumperi lucruri care să îi stânjenească pe ceilalți. Sunt lucruri bune care trebuie să le cumpărăm, le avem, dar există limite. Dăm un semnal. N-ai voie să dai semnal că tu depinzi de acele lucruri. Doamne, fer să se întâmple ceva, știu, cu mașina ta sau cu casa ta sau cu poșetă. Nu, cu poșetă nu prea se întâmplă multe lucruri. Acolo intră lucruri. La femei foarte multe lucruri intră. Da.
Dar să se întâmple ceva cu ce ți-e drag. Și să te panichezi ca și cum gata, viața ta nu mai are sens. Stai puțin. De asta depinde viața ta. Nu da semnale greșite. Că dacă ai cu ce să te hrănești, cu ce să te îmbraci, îți va fi de ajuns. Dumnezeu are grijă de tine. Acest semnal trebuie să-l dați copiilor voștri. Și celor prietenilor care vă văd, vecinilor care vă văd. Un creștin trăiește moderat. Domnul nostru Iisus Hristos a trăit excesiv așa, l-ați văzut făcând ceva în exces? Nu, nicăieri nu se spune lucrul acesta. A trăit exact așa, moderat, simplu, cumpătat. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este și Duhul cumpătării. Asta trebuie să se găsească și în casele voastre. Bun, acesta a fost primul principiu. Am stat mai mult asupra lui ce e de făcut în zona spirituală. Să exersați darurile, disciplinele spirituale. A te disciplina înseamnă să citești cuvântul, Sfânta Scriptură, să memorezi, să te rogi mereu, nu doar rugăciunile de la masă, ci să pui timp deoparte să te rogi lui Dumnezeu, să-L lauzi pe El, să-I aduci mulțumiri, să faci mijlociri pentru alți oameni și apoi să ajungi și la cerere pentru tine. Ce înseamnă să fii disciplinat în familie? Înseamnă să te vii la închinare împreună cu celelalte familii. Închinarea să fie prioritară pentru familia voastră. Ce înseamnă să fii disciplinat? Înseamnă să fii darnic și milostiv. Că asta te vindecă de egoism. Dărnicia te vindecă de egoism. Și ce înseamnă să fii disciplinat? Înseamnă să fii un om moderat. Să-ți disciplinezi, să-ți ponderezi și cheltuielile, și îmbrăcămintea, și lucrurile pe care le ai, tot. Să nu zică cineva, acesta e abuz, exces, da? Nu arată creștin, da? Oricine te vede să zică, este un om normal, creștin normal, în sensul acesta al moderației. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Al doilea lucru spiritual pe care îl sugerez pentru familii, în domeniul spiritual, da? Este implicarea împreună în slujiri spirituale. O familie matură spiritual nu trăiește cu independenți în ea, indivizi în ea. Știți că există o diferență între a fi individ și a fi persoană. Individul de obicei este un tip izolat, trăiește pentru el. Persoana este individul care caută fețele celorlalți indivizi. Persoana este un om care trăiește pentru și în relații. De fapt, dacă ar fi să definesc omul, foarte simplu, ar fi acesta: omul egal ființă în relație. Ființă care depinde și trăiește în relație. Da? De aceea, împreună, în familie. În familie nu ai voie să trăiești individual, individualist, respectiv. Ci trebuie să concepi ceva pentru familie, împreună cu ceilalți. Atunci, familia va fi solidă, puternică. Pentru aceasta, trebuie să vă gândiți în ce să se implice familia voastră, în ce tipuri de slujire. Iarăși, creativitatea este esențială. Dumnezeu e creator și ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Înseamnă că și noi avem această capacitate de a crea. Creativitatea impulsionează, schimbă viața și o face demnă de trăit. Mie
place să trăiesc și din cauza aceasta că pot crea lucruri. Da? Pot inova lucruri. Chiar și la vârsta asta. Dar, mai ales în tinerețe. Voi, ca familie, trebuie să inventați, să creați, să inovați ceva. Nu stai numai și trăiești din inerție. Așa facem, ce să fac, da. Nu e niciodată inițiativa, să nu vii cu o idee, să... Nu contează că e soțul, soția, chiar copiii. Nu contează. O familie care vrea să înainteze trebuie să fie o familie plină de creativitate. Și mai ales în slujire. Și de aceea, familiile cele mai puternice pe care eu le-am cunoscut în viață sunt familiile care au avut planuri împreună. Au lucrat împreună ceva. Au slujit. Citeam așa o paranteză din istoria mișcării evanghelice. Înaintași de-ai noștri, în secolul XVI, se numeau anabaptiști. Anabaptist înseamnă rebotezat, rebotezător. Bun. O linie de anabaptiști, așa, care a emigrat și în America și Canada, este gruparea menoniților. Ați auzit, poate. De fapt, menoniții se trag de la numele întemeietorului mișcării, un olandez, pe care îl chema Menno Simons. Aici e numele. A fost, apropo, acest Menno Simon, a fost un credincios excepțional. Foarte lăudat în vremea lui, în sensul bun al cuvântului, un slujitor, un om dăruit și el a imprimat un stil de viață pentru menoniți, pentru urmașii lui. Menoniții sunt foarte uniți în familie. Foarte uniți. Realizează multe împreună și familiile de menoniți împreună. Probabil că știți, unii ați văzut, unii iau în derâdere acum și pe la televizor sau pe internet, dar ei au un stil de viață comunitar excepțional. Eu am vizitat, i-am vizitat în Canada, am și vorbit cu ei, așa, am văzut și cum trăiau menoniții cu sute de ani înainte, de acum, din mileniul 3, în mileniul 3, dar și-au păstrat câteva obiceiuri, accentul pe familie. Și un lucru care mi-a rămas în memorie a fost că ei n-au mașini de spălat vase. Unii aveți, deci unii nu vreți să vă cumpărați. Așa suntem și noi. Deși eu am insistat să, da. Dar soția nu. De ce? Ai nevoie în familie să faci lucruri cu mâna, cu manuale, așa, și să facem ceva împreună. E așa de frumos să spălați vasele împreună. Da, nu, dar de ce râdeți? Ați uitat așa-i? Deci menoniții asta făceau, spăla vasele împreună, aveau un sistem, așa, i-am văzut. Fiecare știa ce are de făcut, de la cel mai mic, de la copil. Deci se servea masa împreună și nu el după aceea când o mânca bine se pune pe canapea și butonează, nu. La ei s-a terminat masa, toată lumea, toți care au participat la masă, se duc să spele vasele. În câteva minute au rezolvat, deci nu-i... Dar ideea aceasta de a face ceva împreună e minunată. Bun, acum nu neapărat trebuie să faceți asta, vă vindeți mașinile de spălat vase când ajungeți. Dar ideea de a face ceva împreună, chiar în casă, sau împreună în familie, pentru că unele probleme pe care le aveți e pentru că nu faceți nimic împreună. De aceea se naște egoismul, se dezvoltă egoismul.
Și ne certăm pentru mici drepturi ale noastre. Dar în familie nu există drepturi. Da. De aceea, angajați-vă în lucrări filantropice. Orice familie să se gândească la alte familii. Știți că există câteva categorii sociale, de la început, și în Vechiul Testament, dar și Biserica le-a acoperit. Și asta a fost un impact extraordinar. În primul secol se naște o nouă religie, urmașii lui Christus, al lui Hristos. Și cine sunt aceștia? Prin ce se disting ei? Să nu credeți că a fost, că secretul a fost în predicatorii bisericii. Au fost câțiva buni. Să nu credeți că secretul a fost în miracolele pe care le mai făceau aici și acolo apostolii. Ok. Da, dar asta era local, sporadic, într-un imperiu întreg. Cum s-a impact într-un imperiu întreg? Păi secretul a fost implicarea socială a bisericii. Creștinii au început să se implice în ajutorarea săracilor, văduvelor, orfanilor, bolnavilor și apoi întemnițaților pentru numele lui Hristos. Și alte lucrări de acest gen. Alte religii nu acopereau zonele acestea. Când creștinii au început, s-au orientat ce nu fac ceilalți, ce putem face noi. Dar ce ne-a învățat Hristos, care exact asta a făcut. Și ei l-au imitat doar pe Hristos, care petrecea, stătea cu vame și cu păcătoșii, mergea la cei bolnavi, la cei săraci și ajuta. Modelul lui Hristos, modelul cristocentric, nu? A fost perpetuat de Biserica Primară. Aici a fost secretul. Și după un secol și ceva, s-a adins milionul în Imperiu. Sigur, a fost lucrarea Domnului acolo, dar creștinii au înțeles. Trebuie să se implice. Familia voastră va fi mai solidă, mai puternică spiritual, dacă vă veți implica în astfel de lucrări sociale. Împreună cu copiii. Nu pregetați. Nu-i pe ei, nu așa că nu îl punem pe copil să vină la spital, la bolnavi. De ce nu? De ce nu? Să vadă suferința și el. Nu spune Solomon că este mai bine să fiu într-o casă de jale decât într-una de petrecere? De ce? Pentru că acolo inima se face mai bună. De ce? Du-l pe copil, implică-l în tot felul de lucrări sociale grele. Trebuie să fie parte a familiei voastre. Unii dintre voi nu sunteți predicatori, nu sunteți învățători, nu puteți fi în prima linie, să zicem, care se vede. Dar puteți face și acoperi aceste lucrări chiar dacă nu ești cunoscut și văzut. Acolo Hristos este prezent și El l-ai onorat pe Hristos și El te va onora pe tine. Și dacă faci ceva, o faci pentru Domnul, nu? O faci pentru renumele tău. De aceea familia voastră să caute contexte noi. Știți, ocaziile s-ar putea să apară, dar ocaziile trebuie create de voi ca să vă implicați. Că dacă tot aștepți să te implici și nu vine nimic, te lenevești și devii bombălău. Știți acest cuvânt sau nu? Nu. De la bombăni vine. Pe care bombănesc sunt bombălăi, nu? E simplu, e, vai, dar cum, da? E un cuvânt cheie în limba română. Și mai ales în biserici. Da. Care, ăștia care stau pe margine și nu fac nimic, mă bombănesc. Ăștia sunt bombălăi biserici. Sper că nu ești acolo. Și familia ta nu este... Cum spunea o vorbă americană, zice că unii, duminică la amiaz, mănâncă păstor prăjit.
Da? Că, adică numai la rotisor, așa, pe pastorul, că asta discută în familie. Nu, familie, mai ales duminica, ce te-a hrănit Domnul? Ce ai învățat? Asta vorbești cu copiii tăi, nu politică bisericească locală, ca să le stârnești așa duhul de critică și... Nu. Zidiți, construiți ceva. O biserică, o familie creștină se implică în slujire. Așa să vă ajute Domnul. Nu mai am timp să trec prin toate, dar mai am încă totuși un domeniu sugerez pentru partea spirituală, pentru voi ca familie, domeniul spiritual. Al treilea principiu, protejați-vă valorile spirituale și morale ale familiei. Protejați-vă valorile spirituale și morale. La ce mă refer aici? La faptul că noi avem valori și ele sunt sub basalt acum. Unii încearcă să ni le ia, să le discrediteze. Trebuie să ținem la ele și în familie mai ales. Sunt trei tipuri de valori. Întâi sunt valorile moștenite. Valorile moștenite care, pe care tu nu le-ai primit, ți s-au transmis de la înaintașii tăi, de la bunici, familia ta, chiar de la pastori, de la înaintașii credinței. Ar fi interesant într-o zi să faceți un exercițiu în familie, să luați o foaie de hârtie și împreună cu copiii să treceți acolo care sunt valorile moștenite de familia voastră. Ce ați putea scrie acolo? Și copiii voștri să afle. Vă dau câteva idei. Centralitatea Sfintei Scripturi. Biblia e centrală vieții familiei voastre. Altceva. Necesitatea convertirii. Că ai crescut în familie, da? Ești tânăr, tânără, dar ai crescut. Dar noi credem că trebuie să vină un moment în viața ta în care să te pocăiești, să-ți schimbi viața prin puterea Domnului, să te convertești. E necesar. Nu te mulțumi doar că ești născut într-o familie. Trebuie să cauți, să dorești și nașterea din nou, restartarea vieții tale. Ca tânăr, asta trebuie să știi. Și copiii voștri trebuie să știe asta. Voi trebuie să le spuneți. Uite, noi suntem diferit. Noi credem că așa trebuie să fie în viața ta, la o anumită vârstă. Nu? Se face schimbarea. Nu există o limită neapărat de vârstă, dar totuși, când dăm noi buletin la oameni, la copii, la ce vârstă? La 14 ani. De ce? Pentru că și sociologii și psihologii au socotit. Atunci încep să realizezi lucrurile altfel, ci se dau responsabilități. Eu țin minte că asta era vârsta minimă, da, pentru botez. Astăzi nu se mai discută, cred că nu aveți în rânduiala internă, probabil că nu. Dar mama mea îmi spunea că ea mai avea un an, o lună de zile până să împlinească 14 ani și s-a decis pentru botez. Și s-a dus și ea la conducerea bisericii să primească botezul. Și în prima fază au respins-o. Când nu s-a cotit, păi tu n-ai 14 ani. Mai e o lună. Botezul se făcea numai o dată pe an. Dar ea atât de mult și-a dorit la 13 ani și 11 luni, da?
să facă legământ cu Domnul. A insistat acolo la frați și până la urmă frații au făcut o excepție pentru ea. Da. Când? După ce părinții ei au fost chemați la frații din conducerea bisericii să îi întrebe dacă se vede o schimbare în viața fiicelor. Că așa era înainte. Nu merge că tu vrei, că trebuie să te însori sau să te, așa, și trebuie să te căsătorești. Trebuie să te botezi ca să te căsătorești. Dar acolo era cu martori. Este cineva care e în favoarea lui Andrei. Și atunci veneau părinții, veneau alți prieteni și din biserică care mărturiseau că viața e schimbată. Da. Deci asta este ceva ce noi moștenim. Cred că ar trebui să știe copiii voștri asta. Că este o așteptare. Nu? E o moștenire. Ce altceva, ce valoare mai moștenim? Ucenicia. Ideea de ucenicie. E moștenirea noastră. Adică orice credincios, după ce s-a convertit, după ce a intrat în biserică, să se gândească să aibă ucenici el. Să nu se mulțumească cu mântuirea doar pentru el, cu viața creștină numai pentru el. Să înceapă să caute ucenici, să facă ucenici. E parte a moștenirii noastre. Și așa mai departe. Acestea sunt valorile evanghelice. Apoi există un alt set de valori numit valorile practicate. Valorile practicate sunt valorile ca niște reguli. Hai să le punem regulile, valori ca reguli ale casei. Și iarăși, unele sunt moștenite, dar unele sunt cerute. Cum am spus, vă dau niște exemple. Respectul pentru ziua Domnului. Asta e o regulă pe care noi o practicăm. În ziua Domnului nu facem cumpărături, da? Nu? Da? Nu? E ziua Domnului? Poți să faci cumpărăturile sâmbăta? Sau vinerea? În ziua Domnului poate sunt excepții, că ai musafiri și n-ai pâine. Sau... Dar nu faci shopping în ziua Domnului. Văd că nu, nimeni nu mă ajută. Ajută-mă, draga mea, măcar tu aici, puțin. Ce practici mai avem? Sărbătorile creștine. E partea noastră? Da. Respectăm sărbătorile. De ce? Sărbătorile sunt necesare ca repere în istorie, ne aduc aminte de ce sărbătorim? Nașterea Domnului Hristos, moartea și învierea Lui, coborârea Duhului Sfânt și nașterea Bisericii, Sfânta Marie Mică, Sfânta Marie... Nu, noi nu avem așa... calendarul sărbătorilor noastre nu e atât de bogat ca la celelalte biserici. Deși trebuie să vă spun cu smerenia cuvenită că există și o zi în calendarul ortodox în care se sărbătorește Sfântul Emilian. Da, 18 iulie. Dacă vă amintiți. Sfântul Emilian, numele meu este Emil, Sfântul Emilian a fost un martir al bisericii. Da? Martir al și-a dat viața pentru credința în Hristos. În anul 362, deci secolul 4. Bun, nu avem astfel de repere, dar anumite sărbători le ținem și familia ta trebuie să le respecte. Cred că sunteți de acord cu asta. Apoi, ce anumite practici mai avem? Am să vă spun ceva mai diferit. Când eu eram tânăr în liceu, am avut un predicator la Oradea, fratele Liviu Olah. A fost păstor mai mulți ani și el ne-a învățat ceva mai deosebit legat de rugăciune. Să avem listă de rugăciune.
listă cu nume concrete pentru care noi mijlocim. Vă amintiți? Rugăciunea de mijlocire. Și să o ținem în Biblie, să avem 10 nume. Listă de rugăciune. 10 nume concrete pentru care mijlocim înaintea lui Dumnezeu, ca aceștia să își schimbe viața, să creadă în Hristos, să fie mântuiți. Și eu cât eram de tinerel atunci, la clasa 10 eram, ții minte, am avut lista mea de rugăciune. 10 persoane, am notat și eu acolo și mi-am pus lista în Biblia mea mică. Și m-am rugat. Normal, se cerea să te rogi zilnic pentru numele acelea. Și când te rugai, rosteai numele. Încă o dată, rostirea numelui e importantă. Și așa am făcut. Așa, cât eram eu de tânăr, am acceptat această practică și când am ajuns la 30 și un pic de ani, am verificat lista aceea. Toți de pe listă s-au întors la Domnul. Da. Primul pe listă a fost tatăl meu. Și cu 2 ani înainte de a muri, tatăl meu s-a predat Domnului și el. Și viața lui a fost schimbată. Ce mare împlinire, mulțumire înaintea Domnului. De ce să nu aveți și voi, în familiile voastre, o listă de rugăciune? Toți. Magnet, frigider, pac. Acolo, să le vedeți. Ar fi o practică frumoasă. Încercați. Acum trebuie să termin. Dar mai am încă un set de valori. Valorile morale. Avem valori moștenite, valori practicate și avem valori morale. Avem niște valori de viață, că ce înseamnă moralitate, etică, comportament, cum te porți, în ce crezi tu. 2 surse sunt importante pentru un creștin. Cele 10 porunci din Vechiul Testament și predica de pe munte din Noul Testament. Acestea sunt cei 2 piloni ai moralității noastre, dacă vreți. Când Hristos a venit, nu a anulat cele 10 porunci. Nu? Le-a, că citiți în Matei 5, 6, 7, acolo, sigur că nuanțează corect cum se interpretează anumite părți din lege, dar cum să trăiești? Tu nu știi. De aceea să ai, să știi cele 10 porunci. Să știi, să citești mereu predica de pe munte a Domnului Hristos. Și aici vei descoperi niște valori morale pe care trebuie să le sădești în familia ta. De exemplu, adevărul. În casa ta să se spună adevărul. Să nu existe loc de minciună. Dacă în viața mea de copil știu că ceva sigur ducea la pedeapsă, era când eram prins cu minciuna. Nu exista milă atunci. Și așa am învățat să spun adevărul, să fiu, să trăiesc în adevăr. O altă valoare morală este loialitatea. Te-ai angajat într-o relație să fii loial, să fii credincios relației respective, să nu trădezi. Da? Toți din familie trebuie să știe asta. O altă valoare morală este încrederea. Să construiți încredere în familie, între voi. Să nu trăiți cu suspiciune. Suspiciunea omoară bucuria relației. Trăiți cu încredere și în Domnul și între voi. Așa să vă ajute Domnul. Acestea au fost câteva gânduri legate de domeniul spiritual. Opriți-vă și verificați-vă periodic starea spirituală a familiei voastre. Cum stați cu disciplinele spirituale? Le mai practicați? Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea și postul,
dărnicia, moderația, da? Cum stați aici? Părtășia, închinarea bisericii. Ce fel de implicări spirituale aveți împreună în familie? Ați conceput ceva? Ați creat ceva? Gândiți-vă, cum să ieșiți, cum să-i ajutați pe ceilalți ca mărturie? Și care sunt valorile spirituale și morale pe care toți din familie le respectă? Unele sunt moștenite, altele sunt adaptate sau preluate din altă parte. Că fără a trăi în încredere, loialitate, în adevăr, e greu într-o familie. Vedeți? Nu sunt foarte multe de făcut. Sigur, unele l-ați mai auzit, le știți. Eu doar am făcut ordine în ele. Pentru că ăsta a fost subiectul meu. Reordonarea priorităților. Eu n-am adus nu știu ce lucruri noi. Și împreună cu soția mea. Noi doar vi le-am reamintit. S-am făcut puțină ordine. Acum voi, nu, trebuie să trăiți. Că dacă nu, te trage din spate cineva. Și îți spune, insistă, e soția mea, e soțul meu. Sper că aceste gânduri să fi fost ziditoare pentru voi. Noi ne-am simțit foarte bine în mijlocul vostru, legătura sufletească s-a produs foarte ușor. Și sperăm să ne mai vedem. Asta a fost autoinvitație. Nu-i prea politicos, dar îi ajut pe băieții ăștia mai tineri, care poate le scapă, știți. Și așa. Să vă binecuvinteze Domnul familia, biserica și familiile. Să trăiți ceea ce ați fost convins și astăzi. Pentru că nu știi niciodată dacă Duhul Domnului va mai veni să-ți amintească, să-ți vorbească despre acestea. Luați din partea Domnului ce credeți că este ziditor, folositor pentru familiile voastre. Avem un Dumnezeu minunat. Trăiți în pace unii cu alții și căutați sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, pentru că El este sfânt. Acestui Domn sfânt să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.